Bă, succese, dar ce are, mă, prunea de să ia de toată lumea? Ăsta e eu. Ăsta e eu. Frumos, întreabă pe altcineva, subiectul prunea pe mine mă depășește. Da, de ce? A, și tu ești în șucare cu el? Nu, i-a zis că nu face parte din generația ta. Exact. Eu? Nu, da, sunt în șucare. Tu ești, și tu ești în șucare? Că nu, chiar nu știam. Serios? Păi dacă i-a zis că nu face parte din generația ta. Dar de ce v-ați luat? De la ce v-ați luat? De la nimic. L-am avut o discuție, l-am rugat să nu mai vorbească de mine, eu nu vorbesc de el. Să nu-ți mai folosească numele, nu? Aha. După și asta. Și ce ți? Nu, nu. Înainte, el a vorbit după ce. Și a zis că nu faci parte și din generația de aur. Deci a vorbit. Nu doar asta. Nu, păi doar da, dar văd că vorbește în continuare. Da, e problema. Mă? Când vă întâlniți? E problema. Am înțeles. Eu i-am promis ceva, mă țin de cuvânt. Da? Da. A, ce, eu dai sau ce? Nu, Doamne, ce să-i dau? Nu, știi tu. Nu are nevoie de nimic, el ce are de tot. Dar n-am știut. Bun, și de la ce v-ați luat? Pe Dinamo? Nu, 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 de la că de ce țin eu cu federația, că de ce vorbesc eu de X, că de ce vorbesc de Y. Păi dar ce, tu ții cu federația? Că nu mi-am dat seama. Da, nici eu nu mi-am dat seama că ții cu federația. Da? A, și te-a luat și ți-a zis el, bă, ia, ce vorbești tu? Adică te-a luat el la 3, cum ar veni? Și ce ai zis? Bă, cred că mă confunzi, nu? Nu, nu i-am spus nimic. Că? Sunt Dănuț Lupu, a? A, și bun, dar ce ai promis? Că ai zis că ai promis ceva. Păi am promis. Ce? E, când o să mă țin de cuvânt, o să aflați. Se poate cu filmare? Nu, că doare. Am înțeles. Dar bun, dar de ce e pune așa de proactiv, ca să zic așa? Da, bine, nu știu, e problema lui. Dacă a, s-a luat și de Borci acum, azi. Da? Da. Că de ce a declarat Borcea că CSS Steaua e o echipă... Nu, a spus ieri, a avut o intervenție și a zis că și-a pierdut, a pierdut două căsnicii, că a pierdut sănătate, a Borcea, da, Borcea, că e un avorton. Așa? Și a spus de CSS Steaua că e o echipă avorton. Bine, nu, aici nu sunt de acord nici eu, nu poți să ai declarație. Ascultă-mă, sunt de acord cu tine. Da. Prune ea apărarea lui CSS Steaua? A, pe asta n-ai mai auzit-o? N-am mai auzit-o. A luat apărarea Lăcătuși. Amentează declarația lui Borcea. Că ea e despre ce se stă, aia că vezi, Doamne, că e un club istoric și n-are dreptul Borcea să vorbească așa despre ce se stă. Asta n-ai mai văzut-o? Prunea-te apărarea lui Steaua? Îl iubești pe Florinel? Pe nu, ți-a ascultă, mă, chiar nu am nimic cu el. Păi cum n-ai nimic cu el dacă ai promis? Ascultă-mă puțin. Eu dacă, că i-am promis ceva, păi dacă greșește trebuie să... Așa. Ți-am spus, eu sunt omul, dacă faci un lucru bun, te lau, îmi greșești. Bun, și ce ai vrut să spui? Că că vorbește sau de ce? Că... Deci, practic, ce te deranjează? Exemplu, dacă mă întâlnesc acum cu Robert și spun, bă, Robert, uite, te rog frumos, nu mai zic nimic de tine, eu nu zic nimic de tine. Uh-huh. Și bate în palmă, ok. Da. Și Robert, în continuu, zice, vorbește, de tine. Zice de mine, ce înseamnă lucrul ăsta? Ce, că n-ai caracter sau ce? Păi normal, nu? Dacă eu vorbesc și bat palma cu tine și ne înțelegi că facem un lucru și tu faci altceva, cum vin? A, deci tu n-ai neapărat ceva cu nu, el, nu? Doamne, înțeleg că el are cu tine mai mult. Păi să vă povestească el, că s-a întâlnit și cu președintele meu, cu Ionuț Popa pe la un mes și spunea, dă-l bă afară pe Lupu, pune-mă pe mine. Nu-mi cred asta. Păi îți adun martă. Tu vorbești serios? Păi foarte serios. A, adică, cum să zic, îți sare bine de tot la bere gata. Da, na, că avea mintea lui, plimba în cățeșii. Gata, ne oprim aici, nu vreau să mai intru mai departe. Înțelegi? Îți dai seama pe site-uri, conflict istoric. Dar nu, eu repet, eu chiar nu am nimic cu el. Îl iubești, așa e, ca borugă ești tu. Nu îți plac banii, maculatură. Maculatură, nu? Bine,